rând, aș vorbi despre trecerile la nivel cu cale ferată. Trebuie să o spunem, orașul Ovidiu este tranzitat de calea ferată. Dintotdeauna oamenii au trecut cum au putut pe acolo, ele n-au fost amenajate, cel puțin pietonal. E adevărat că din două fire, doar unul este funcțional, trece trenul doar pe un fir al căii ferate. Celălalt, în principiu, e dezafectat de ani de zile, dar niciodată n-a fost scos efectiv. Am reușit și am discutat și este un lucru benefic până la urmă pentru comunitate și chiar ne bucurăm că am reușit măcar pe anumite tronsoane să scoatem partea din calea ferată pentru a face această trecere la nivel cu calea ferată. Dacă până acum locatarii orașului Ovidiu erau nevoiți să sară peste liniile de cale ferată, acum primăria orașului le-a facilitat acestora accesul construind aceste pasaje pietonale. Au fost realizate acum vreo două săptămâni. Astăzi lucrăm la cele două treceri la nivel cu cale ferată auto. Partea bună este că până la urmă orașul Ovidiu, fiind tranzitat de această cale ferată, foarte mulți navetiști, elevi, studenți, copii care merg la școală, la grădiniță, trec pe acolo. Și într-adevăr, era o problemă, un pericol. Dacă s-a remediat, spunem că este un lucru benefic pentru toată lumea. Lucrăm la un proiect de iluminat public în orașul Ovidiu, de reabilitare, de modernizare. Trebuie să vă spunem faptul că și suntem întrebați de oameni, ok, dar ce ți-a venit, de ce schimbăm toate lămpile? Avem lămpi bune, eficiente, spun unii. Problema principală era că sunt lămpi învechite, nu pe tip LED, că prin această investiție reducem consumul, că de fapt de aici a pornit această idee. Noi lunar trebuie să vă spunem că primăria Ovidiu plătim curent de aproximativ 50-60 de mii de lei, 10-12 mii de euro. Prin investiția pe care o realizăm și vom derula în următoarele perioade, 2-3 luni, nu mai mult, eu spun că vom reuși să reducem consumul la jumătate aproximativ. Cam aceasta e estimarea noastră. Și vă dați seama că ne-am permite astfel ca din diferența asta de consum și până la urmă de factură efectiv plătită să reușim în timp să ne achităm lămpile pe care le luăm. Și nu e puțin lucru să reduci factura de la 50.000 de lei la 20-25.000 de lei, aceasta e așteptarea. Un alt proiect pe care încercăm să-l derulăm în această perioadă și iar au fost discuții interesante, eu mă bucur că până la urmă toată lumea a fost de acord că așa e mai bine pentru comunitate. Am avut discuții în Consiliu cum să facem cu stațiile auto din orașul Ovidiu. E adevărat că de ceva ani de zile stațiile nu prea mai existau în interiorul stațiilor din diverse motive, pe diverse administrații, chiar nu mai contează că nu dăm vina pe nimeni. Stațiile au fost închise și au fost transformate în chioșcuri. Și fiecare a construit un chioșc pe domeniul public cum a știut, cum a putut. Unul din tablă, altul din termopan și fiecare chiar cum a putut pe diverse activități. Noi am spus că vrem să rezolvăm problema aceasta, că stațiile trebuie să fie doar stații și, așa cum spuneam, chiar sunt suficienți copii care fac naveta spre Constanța sau alte persoane care au job acolo. Așa că, fără niciun dubiu, aveam nevoie de stațiile acestea, nu puteau oamenii să stea afară doar pentru că înăuntru stație este un chioșc. Fiind construite pe domeniul public, am decis în Consiliu și aici chiar a fost unanimitate și n-a mai fost o chestiune politică, a votat absolut toată lumea, 17 consilieri din 17, toți au fost de acord că acele chioșcuri trebuie demolate și chiar le-am adresat o întrebare și am discutat deschis și în Consiliu subiectul, dacă suntem de acord ca după ce le dărâmăm să construim alte chioșcuri lângă stații sau să nu mai facem deloc chioșcuri pe domeniul public. Decizia a fost că ne dorim doar stații și nu chioșcuri, chioșcurile să se construiască în privat, în curțile oamenilor, la parterul unui bloc și așa mai departe. Și să știți că am avut dreptate, pentru că chioșcurile au fost dărâmate acum o săptămână și deja cei care au fost demolați și care aveau acolo o mică afacere, toți au închiriat în altă parte. Așa că cerere și ofertă este, dacă au găsit să închirieze un spațiu de la un privat și să ajute o familie, cu atât mai bine.
De săptămâna viitoare vrem să începem lucrarea acolo, sperăm ca într-o lună, poate o lună și puțin, să reușim să terminăm și acest proiect. Deocamdată s-a făcut curățenie și n-a fost nicio problemă, toată lumea a fost de acord că așa trebuie să fie până la urmă. Nu, ne bucurăm că s-au găsit soluții, spunem noi, eficiente pentru lucruri pe care este clar că ne afectau pe cei mai mulți.